Bună ziua, bine v-am găsit între prieteni. Este momentul în care ne bucurăm din plin de ce are iarna să ne ofere. Da, sunt iubitori printre noi ai sporturilor de iarnă și probabil și suferă de diabet, dar asta înseamnă că trebuie să-și vadă mai departe de viață, să se bucure de hobby-uri și să aibă o mică prudență, pentru că vrem să aibă o experiență minunată acolo pe pârtiile de schi. Vine Ines Nerina astăzi în platou cu sfaturi și trucuri pentru cei care au diabet și totodată vor în continuare să practice astfel de sporturi. Bine ai venit, draga mea! Bine te-am regăsit, Ana! Mulțumesc de invitație! Uite, vreau să te întreb dacă tu ești pasionată a sporturilor de iarnă și dacă da, ce-ți place să faci? Să știi că sunt o descoperitoare, aș putea zice așa cu ghilimelele de rigoare, pentru că a fost pentru prima dată când am mers pe pârtie cu diabetul. A fost o ocazie foarte bună să documentez condiția ta medicală, nu? În da, contextul schiurilor. Evident că am filmat ce am povestit acolo. Am realizat că schiurile și sportul acesta de iarnă este un sport în adevăratul sens al cuvântului. Am crezut că e o distracție și că e ușor, odată ce îmi pun schiurile în clăpari voi putea să fac cristiane, dar nu a fost deloc așa. Fără cel puțin 2 ore cu un monitor, nici n-am putut să îmi țin echilibrul pe schiuri și deși inițial credeam că voi avea multe hipoglicemii de la efortul fizic, primele zile au fost cu multe hiperglicemii de la emoții și de la adrenalină, așa că documentarea n-a mers exact cum mi-am plănuit, dar tot am putut să trag o serie de sfaturi și să vin așa în atenția comunității cu diabet cu niște lucruri practice, și anume niciodată să nu plece pe pârtie fără un ghiozdănel cu zahăr și cu insulină în spate, evident, pentru că nu știi ce se poate întâmpla, nu știi cât vei sta acolo și ce derapaje glicemice pot apărea. Eu am experimentat și anumite lovituri, evident, lucru care s-a tradus într-o inflamare a picioarelor. Mi s-au umflat foarte tare picioarele și s-au vindecat un pic mai greu, pentru că piciorul diabetic își are cunoscută problema că orice rană la nivelul piciorului se vindecă mai greu, așa da, că dacă mergeți la schi și aveți diabet, să vă asigurați că atât clăparii cât și tot echipamentul să se potrivească pe mărimea piciorului vostru, să nu aveți astfel de probleme. Grijă mare la glicemii pe cât posibil. Evident că acolo la apreschiuri, la cabană unde veți mânca, nu veți putea calcula și să vă așteptați la tot felul de surprize în glicemii. Dar dacă ar fi să trag linie, e frumos acest sport de iarnă. Cu siguranță voi mai merge și... Și diabetul n-a trebuit să te împiedice să te bucuri de viață, bineînțeles. Absolut deloc. Mie îmi place că tu ești autentică și că vii cu aceste sfaturi spre comunitatea ta după ce tu testezi lucrurile pe pielea ta, da? Evident. Așa. Evident. Vreau să știu așa, pentru că tu ai scris frumos acolo pe blogul tău, apropo de acest subiect, niște sfaturi. Hai să începem așa punctual, să le spunem celor de acasă ce trebuie să facă dacă se pregătesc, uite, în weekend, să meargă la schi și au diabet. Primul lucru, să se pregătească cu bagajul, să-și pună în bagaj toate consumabilele de diabet și să pună ceva în plus, pentru că nu știi ce se poate întâmpla, poate cazi la schi și ți se rupe penul de insulină, întotdeauna să ai resurse, dacă nu... De rezervă, nu? Da, da, chiar dublu aș pune în bagaj. După care, dacă vorbim cu persoanele care au insulinoterapie, să-și ajusteze insulina bazală, asta înseamnă că pentru că următoarea zi, să zicem că mâine avem schi, următoarea zi va fi un efort constant. Asta va duce la scăderea a glicemiei pe parcursul întregii zile. Și asta înseamnă că trebuie cu o seară înainte să ne ajustăm rata bazală, adică să punem un pic mai puțină insulină ca să prevenim acele hipoglicemii de pe pârtie. La fel, să ne pregătim cu tot felul de dulciuri, sucuri, zahăr, sandvișuri, tot felul de carbohidrați rapizi, lenți. Avem voie să ne luăm și sucuri, chiar dacă nu sunt foarte sănătoase, sunt foarte bune, pentru că pe pârtie ai nevoie rapid să-ți crească glicemia. După care, cum am spus, grijă mare la echipament, fie că îl închiriați, așa cum am făcut eu, fie că îl achiziționați, trebuie să vi se potrivească mănușă ca să nu vi se facă bătături sau să sufere picioarele voastre. Uh-huh. Un alt lucru foarte simpatic a fost că deși o zi întreagă am stat pe pârtie, am observat că și următoarea zi glicemia mea continua să scadă, pentru că tot efortul acumulat din prima zi s-a tradus în a doua zi în care am scăzut și mai mult doza de insulină, lucru care cumva, iată, e un fel de sport în adevăratul sens al cuvântului, care îți pune tot corpul la mișcare. Și mi se părea foarte amuzant că aveam febră musculară în anumite locuri în care nici nu știam că am mușchi, adică sportul acesta provoacă orice persoană, nu doar cu diabet. Dar cei care au acel senzor, da? Uh-huh. Trebuie să aibă grijă, nu știu, să facă ceva special, să aibă grijă de la baterii, nu știu, să nu se descarce. Exact. Aceste întrebări le aveam și eu cu un weekend înainte să plec și mă gândeam așa, bun,
de la frig, știu că bateriile se descarcă mai repede. Cei care au telefoane știu foarte bine că se duce așa și la senzor și la pompa de insulină, așa că aveam întotdeauna în interiorul gecii, unde e mai cald corpul, două baterii de rezervă, pentru că știm foarte bine, temperatura corpului are 30 de grade și cumva păstrează caldă bateria de rezervă. Asta e un sfat foarte important. La fel și cu insulina. Dacă avem insulină în penul de insulină sau în pompă, să o ținem aproape de corpul nostru. Eu mă întrebam unde pun pompa de insulină, ce fac cu ea pe pârtie. Și... Da, uite, apropo de lucrul acesta, știi că sunt niște, poți să le iei de la farmacii sau chiar de la magazinele cu articole sportive, ori sunt geci care au un fel de rezistență electrică prin ele și îți mențin căldura corpului, sau mai sunt niște pliculețe cumva pe care le încălzești. Cred că ar fi truc bune, așa, nu? Dar nu cred că sunt foarte eficiente pentru că se răcesc repede acele punguțe calde, da. În câteva ore se duce și practic ai de cărat ceva în plus care nu mai e util. Eu zic că temperatura corpului este foarte bună, mai ales că făcând schi și mișcându-te, tu îți este cald, transpir, da. Exact, acea geacă s-ar putea să-ți facă mai mult rău, că vei transpira și vei răci. Și ce am făcut eu a fost să-mi pun pompa de insulină în bustieră, stătea foarte lipită de corpul meu. Da. Și la orice căzătură nu eram în pericol să mă așez pe ea sau să o lovesc. Chiar, uite, de la căzături poate, Doamne ferește, se deplasează senzorul, nu riști să faci pericol, așa ceva? Pentru că să ne gândim unde e primul contact atunci când cazi. Pe coate, pe palme, pe genunchi, locuri în care nu ți-ai inserat în mod normal nici pompa, nici senzorul. Aș putea să recomand ca persoanele care poartă senzor să-și pună un plasture în plus ca să fie mai bine lipit de piele, dar nu există pericolul să te agăți de ceva și să cazi și să ți se dezlipească. Nu, astea sunt lucruri foarte, foarte rare. Dacă, Doamne ferește, ți se face rău pe pârtie, ce faci? Întotdeauna ți se poate face rău, de asta e bine să fii pregătit. În cazul persoanelor cu diabet, cel mai important e zahărul, pentru că e o urgență medicală care trebuie tratată. Evident, te oprești, verifici glicemia, la fel și glucometrele au bateriile respective care se pot descărca din cauza frigului și e bine să avem la noi rezerve de baterii. Cei care au senzor se pot uita direct pe telefon și prima urgență când se face rău e să iei niște zahăr dacă glicemia e foarte mare. Dacă vorbim de celălalt scenariu în care ți-e rău de la glicemie prea mare, recomand să luați o pauză de la pârtie, să faceți o doză de insulină sau să beți apă, să vă hidratați ca să scadă glicemia, pentru că nu te poți simți în siguranță când ți-e rău, poți să pui în pericol și siguranța ta și a celor de pe pârtie. Cel mai bine se oprește activitatea de pe pârtie, se tratează hipoglicemia sau hiperglicemia și după aceea se continuă. Ai simțit nevoia să corectezi pentru următoarea zi doza de insulină, da, după exact. Ce ai făcut efort în prima zi? Exact. În prima zi, deși am ajustat în avans doza de insulină, scăzând-o cu 10%, în a doua zi am înjumătățit-o aproape, pentru că efortul din prima zi s-a văzut în a doua zi și am făcut ajustările de rigoare. Ce curiozități au avut cei din comunitatea ta apropo de sporturile de iarnă? Prima întrebare, cum a fost glicemia și ce fac cu pompa de insulină la schi? Întrebări pe care și eu le-am avut. Evident că le-am spus că sunt prima dată în astfel de ipostaze și că descoperim împreună. Așa că pe parcurs am putut să răspund la întrebările punctuale și să mai găsesc și eu alte probleme la care am găsit răspunsul. Un skateboard încerci data viitoare, nu? Cu siguranță, vreau să încerc și skateboard. Am fost un pic descurajată prima dată să încerc, pentru că mi se părea foarte complicat și am zis că să încep cu schiurile pentru că mi se par un pic mai ușoare. Evident, părerile sunt împărțite, dar cu siguranță data viitoare voi încerca și un patinaj. Haide, să le luăm așa. Le luăm pe rând, da. Că mai ai provocări. Am mai fost la patinaj când eram copil și țin minte că nu-mi plăcea neapărat, dar am să-i mai dau o șansă când o să am ocazie. Ce planuri mai ai în perioada aceasta? Ce mai pui la cale? Aveam multe planuri. Unele s-au ajustat pe parcurs din motive evidente cu situația actuală pe care n-ai cum să nu o adresezi și să te gândești în continuu la ce se întâmplă în lume astăzi. Îmi doream foarte mult ca din februarie să fie început o serie de seminarii fizice, adică în care oamenii să se întâlnească în București și să aibă ca un fel de tradiție în fiecare lună, să știe că există acest grup de suport în care vine un psiholog și vorbește cu ei. Din păcate am trebuit să amân această activitate. Dar faci alte lucruri frumoase. Siguranță. Uite. Mă pregătesc luna asta să merg la Summitul Internațional al Diabetului, la Copenhaga, unde voi reprezenta România și vedem ce este pe agenda și ce informații noi fiind de acolo.
Mi-am plănuit așa niște videoclipuri, evident, pentru că viața mă inspiră și diabetul e o continuă sursă de inspirație. Revista Vorba Dulce Multă Duce merge în continuare. În luna martie, la final, lansez Agenda Diabetică, despre care v-am tot povestit și am primit primul draft, arată incredibil de frumos și este un instrument pe care și pacienții cu diabet de tip 1, dar și cu diabet de tip 2 îl pot folosi. Acolo veți găsi nu doar jurnale în care să-ți scrii doze de insulină, jurnal alimentar și așa mai departe, dar vei avea și informații practice. Am făcut echipă cu medicul meu de diabetolog, ea este directorul medical și acolo sunt informații importante despre mici pastile de sănătate ca să-ți amintești anumite noțiuni. Se alternează și pagini goale în care tu scrii când ai vizită la diabetolog, ce trebuie să iei de la farmacie și tot felul de lucruri. Exact ce mi-am dorit eu să am din prima zi de diabet, se întâmplă luna asta. E un nou proiect pe care abia aștept să vi-l arăt. Este un cadou așa, uite, pentru toți cei din comunitatea ta. Cum ziceam, faci lucruri foarte frumoase și felicitări pentru toată munca ta și pentru că inspiri pe ceilalți. Mai așteptăm vești de la tine, să mai vii, să vedem ce ai mai pus la cale, provocări, experimente și așa mai departe. Cu siguranță, fac temele și ne vedem cu următoarele proiecte. Îți mulțumim tare mult, Ines. Mulțumim frumos. Vă invităm să descoperim împreună fascinantele povești ale unor doamne care și-au lăsat amprenta asupra civilizației și artei europene. Au depășit bariere și prejudecățile vremurilor și și-au revendicat statutul de creatoare și feministe. Ne împărtășește mai multe doamna Monica Neațu, lector în cadrul Fundației Calea Victoriei. Bun venit! Bine v-am găsit! O plăcere de fiecare dată să povestim și iată ce subiect frumos avem astăzi în emisiune. Femei pictorițe. Cum era statutul femeii care își dorea, bineînțeles, să fie artistă în vremuri străvechi? În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Acum nu știm cât de mult își doreau doamnele să devină pictorițe. Avem foarte puține informații și de cele mai multe ori prin intermediul domnilor, informații legate de primele femei pictorițe. Știm, de exemplu, că în evul mediu lucrau în cadrul mănăstirilor și era o muncă colectivă. Când fie decorau manuscrise, făceau tot felul de broderii, să știți că participau la această muncă nu numai călugărițele, ci și femei care făceau parte din diverse comunități de artiști. Dar în tot cazul este o muncă recunoscută, fiindcă vedem cum o călugăriță, numai una, sunt ceva mai multe, se semnau, spuneau eu, Guda, o femeie păcătoasă, o credincioasă care a decorat acest manuscris. De-abia în secolul al XVI-lea începem să aflăm ceva mai multe lucruri despre femeile pictorițe, mai ales în spațiul italian, în Italia Renașterii și Barocului. Ce este interesant cu aceste doamne, că nu aveau acces, acest lucru ar trebui să îl reținem. De ce? Fiindcă noi avem senzația, trăim de fapt, chiar dacă sunt multe neajunsuri, spunem așa, generale, trăim o epocă privilegiată, fiindcă suntem stăpâni în primul rând pe trupul nostru, multe dintre noi. Știu că mai sunt în lume diverse comunități femei care trec prin drame imense, dar multe dintre noi suntem stăpâne pe trupul nostru, pe banii noștri, pe timpul nostru, putem urma studiile pe care ni le dorim. Oricât de strălucitoare ar fi Italia Renașterii și Barocului, doamnele nu aveau acces decât dacă aveau, de exemplu, tați care erau pictori sau dacă erau fiice de nobili și unele dintre ele își doreau acest lucru și erau talentate și își doreau să urmeze o carieră, trebuiau clar să fie susținute de către familie. De exemplu, a fost sofonisba Angustiola. Angustiola făcea parte, tatăl său Amilcare era un nobil mărunt italian, dar doamna a fost și doamnă de onoare la curtea Spaniei. Ce este interesant, că se reprezentau întotdeauna alături de familie, de surori, de doi ca ceva mai în vârstă, când de multe ori aveau, să spunem așa, o preocupare intelectuală, cântau, la un instrument muzical, treptat încep să se reprezinte și la șevalet și își fac foarte mult autoportretul. Domnii și-l făceau ceva mai rar. Oare de ce doamnele de la bun început își fac autoportretul? Și astfel avem șansa, mulțumesc că ne-ați arătat-o pe sofonisba,
în fond, de ce avem șansa să le vedem pe distinsele doamne? Pentru simplu fapt că nu puteau, era și destul de scump să apelez la un model, își pictau surorile de multe ori, Sofonis va face acest lucru. Dar era mult mai ușor, în primul rând, să te reprezinți, dar pentru ele era și o carte de vizită. Pe undeva doreau să le arate celorlalți, uite, sunt talentată, pot realiza lucruri la fel de extraordinare, de nemai văzute, cum poate realiza un bărbat. Artemisia Gentileschi este cea care își spune unui client în corespondență, știu că sunt femeie și s-ar putea să aveți anumite dubii și așa neîncredere, dar o să vedeți că voi realiza o operă la fel precum cea unui bărbat. Și la Gentileschi avem marea șansă să o vedem în nenumărate ipostaze. De reținut în cazul ei, cu toate că a fost fică de pictor, a fost ținută de tatăl ei tot timpul în atelier într-o condiție modestă, învață foarte târziu să scrie și să citească, dar avea un talent extraordinar, trece printr-o dramă, este, că de aici o cunoaștem foarte mulți din într-un proces de viol intentat, cel care o violează era un coleg de-al tatălui, Agostino Tassi, un pictor, trece prin nenumărate drame și vă dați seama, prin traumă unui, nu numai fapt în sine, dar și a procesului, plus torturată, ca să-i fie recunoscută pe undeva mărturia. După aceea, să știți că ajunge în Florența și în contextul acesta se integrează în cercurile intelectuale. Inclusiv a avut o relație intelectuală de amiciție cu Galileo Galilei și încearcă tot timpul să-și extinde, să spunem așa, portofoliul de clienți. Pe de altă parte, avem, să știți, doamne care reușesc, și lucrul acesta este extraordinar, să își întrețină familia, o adevărată afacere. Soții, de multe ori, dacă nu tații, păi, erau cei... Chiar voiam să vă întreb dacă reușeau să trăiască din arta lor, da? Ok, pictăm, ce frumos, avem talent, dar mai trebuie să și mâncăm, vorba aceea. Să știți că de cele mai multe ori, dacă optau pentru aspectul acesta să picteze, de multe ori, ca să-și întrețină familia, vedeți cazul Laviniei Fontana, care nu numai că trece prin nenumărate sarcini, dar a fost o pictoriță de succes. Sau, de exemplu, o altă doamnă în preajma Revoluției franceze absolut extraordinară, este vorba de Elisabeth Vigée-Le-Brun, care a fost pictorița curții franceze și este mai ales faimoasă, a fost pictorița Maria Antoaneta. Dar ce reușește, e un lucru extraordinar la Vigée-Le-Brun. A fost o femeie foarte frumoasă, Vigée-Le-Brun, numai foarte talentată. Reușește să fie admisă, au mai fost admise, bineînțeles, și alte doamne. Aici o vedeți pe Elisabeth, este o pictură celebră. Să vă dau câteva detalii. În primul rând, deja aici era în exil. Se reprezintă foarte tânără în această imagine, spun criticii, că nu era chiar atât de, să spunem, la prima tinerețe. Pânza era în mâinile ei, adică putea să se reprezinte cum dorea. Da, dar scopul, să știți, că era pur comercial, e o strategie comercială ce face ea aici. Cum avem noi filtele pe Instagram astăzi, uitați că și ea a făcut același lucru. Nu știți de ce a făcut, ca să închei, de ce a făcut lucrul acesta, ca să le demonstreze potențialilor clienți că îi poate scoate extraordinar de frumos, cum ar face astăzi un fotograf de talent cu portofoliul. Vigée-Le-Brun a fost, să știți, o femeie de afaceri. A știut foarte bine să-și vândă afacerea și dacă vă uitați cu atenție în pânza aceea, o să vedeți la ce pictează, la ce lucrează, chiar la un portret al Mariei Antoaneta. Vrea să ne spună, sunt nu numai o pictoriță extraordinar de talentată, dar am fost pictorița reginei Franței și tabloul acesta a fost gândit pentru Galeria Autoportretelor de la Uffizi. Așadar, vedem că doamna a intrat, să spunem așa, în lumea elitelor artistice. Dar ce viață aveau aceste pictorițe, de exemplu, care stăteau pe la curți domnești? Erau privilegiate?
Da, de exemplu, Sofonisba a fost doamnă de onoare. Nu reușește, de exemplu, să ajungă la încoronarea unui rege spaniol. Îi crescuse regele respectiv sub ochii ei, că îi fusese doamna de onoare a mamei, și atunci își face un autoportret în vârstă. Este primul autoportret al unei pictorii, sau care îl știm în vârstă, și ține în mână un bilețel și spune să rup mâna maestății sale, și pe undeva își cere scuze că n-a putut participa, dar deja era o doamnă, să spunem așa, avea o aură. Vigée Le Brun călătorii prin toată Europa în contextul Revoluției franceze. Pe de altă parte, în secolul al XIX-lea vedem că doamnele noastre încep să dobândească o serie, încearcă să dobândească o serie de libertăți, multe dintre ele țin salon, sunt femei de societate, sunt ceau parte dintr-o elită urbană. Gândiți-vă la Berthe Morisot, de exemplu, pictoriță integrată în grupul impresioniștilor, căsătorită cu fratele lui Edouard Manet. Era cunoscută în societate drept doamna Manet. Morisot ținea salon, participă la expozițiile impresioniste, are corespondență cu toți intelectualii simboliști ai momentului. O vedeți aici, este... era o femeie de bun gust, are o corespondență care ne prezintă foarte bine societatea epocii respective, dar pe undeva vedem și la ea o anumită ruptură între femeia de societate. Era cunoscută drept doamna Manet, dar toate tablourile și le semnează cu Berthe Morisot, așadar cu numele ei, dinainte de căsătorie, dar este, să știți, ajutată și susținută activ de către soțul ei, care practic o ajută când organiza respectivele expoziții, și la final, într-o pânză testamentară, ne demonstrează că ce și-a dorit cel mai mult, în primul rând, să fie o mamă ideală, a avut o fică, Julie, cea care a păstrat memoria impresionistă, așadar să fie o mamă ideală, o pictoriță și o soție deosebită. Pe de altă parte, avem doamne din secolul 20 și aș încheia cu această doamnă, că merită amintită. Este vorba de Sonia Delaunay, născută la sfârșitul secolului al XIX-lea, undeva în Ucraina, și după aceea activă în Paris, căsătorită cu Robert Delaunay, din avangardele pariziene. Avea, să spun, această doamnă prin anii 70, la sfârșitul vieții: am avut trei vieți. O viață pentru soțul meu, Robert, o viață pentru fiul și nepoțelul meu, și am mai avut o viață ceva mai scurtă pentru mine. Nu numai că a fost o pictoriță extraordinară, dar a fost și o creatoare de modă extraordinară. Sunt niște imprimeuri extraordinare, a avut, să spunem așa, un atelier, am spune noi, de creație în perioada interbelică. Toți știm de modă în interbelic doar când ne gândim la rochia domnișoarei Chanel. În realitate au fost mult mai multe creatoare. În cazul ei merită, dacă sunteți pasionați de modă, să dați un search pe, cu numele ei, Sonia Delaunay, și să-i vedeți creațiile și hainele respective, care avantajau, să știți, toate siluetele. Pe de altă parte, sunt și artistele secolului 20, mai ales cele care vin după valul feminist din anii 70-80, care pun sub semnul întrebării, în fond, sistemul artei, cerând să fie mult mai bine reprezentate în muzeele și mai ales integrate, doamnele acestea, că poate lucrul acesta ar trebui să-l reținem, integrate în colecțiile permanente ale muzeelor, fiindcă, bineînțeles, expozițiile dedicate acestor doamne sunt absolut minunate și merită vizitate și albumele respective studiate, dar e mult mai important, mă gândesc, și ideea nu mi aparține numai mie, e mult mai important să le găsim pe doamnele respective în expuneri permanente în marile muzee ale lumii, să le prețuim opera, să nu ne gândim neapărat că artistele respective trebuie să vină dintr-o anumită elită. Să ne uităm pe toate palierele artei. De exemplu, gândiți-vă la arta lui
Gurjo aici, o vedeți în toată gloria ei, cea care, aceasta este la Vighiar, ca să are și eleve, avea și eleve în spate, doamna respectivă. Este foarte important, Louise Bourgeois, de exemplu, e în colecțiile permanente ale marilor muzee. Ce este important, la, de exemplu, la Louise Bourgeois, fiindcă vorbește și de energia și de puterea feminină. Sunt păianjenii aceia imenși. La prima vedere nu înțelegem despre ce este vorba. Când ne uităm însă cu atenție și știm povestea, aflăm că este de fapt imaginea rezistenței feminine, imaginea mamei prin excelență. Pe de altă parte, arta pentru multe doamne poate fi, și tot Louise Bourgeois a spus că pe undeva te ajută să exorcizezi temerile, angoasele, că ți-a arătat-o pe Nichi de Sanfal. Opera, arta pentru ea a fost și un fel de terapie. Și da, cred că e lucrul cel mai important în poveste. Așa este, dar trebuie să le amintim și pe Camille Claudel, pe Frida Kahlo, bineînțeles. Nu putem să nu vorbim și despre ele. Da, Camille Claudel, care, mă rog, a fost, toți o știm drept eleva lui Auguste Rodin, dar a fost ceva mai mult pentru simplu fapt de a pornit ca cioplitoare în, și ajutor în atelierul lui Auguste Rodin, dar se lasă puternic influențată, atenție, și de valul de stampe japoneze, este așa numită mișcare inspirată de japonism, de descoperirea Japoniei în secolul al XIX-lea. În cazul ei a fost și o anumită dramă personală, pe undeva este a fost prinsă și între două personalități puternice, Auguste Rodin, care a fost și profesor și a fost și a avut o relație, dar în fond nu pentru asta trebuie să amintim, să le amintim pe doamnele respective. Pentru Rodin clar a fost ceva mai mult decât atât, a fost și o muză și o inspiratoare, fiindcă avem niște sculpturi de ale lui inspirate, pe de altă parte e o corespondență dintre ei și ne dăm seama că este mult mai importantă, a fost mult mai importantă pentru el. Pe de altă parte este fratele, poetul Paul Claudel, și în cazul ei și o depresie care a evoluat, mă rog să spunem, neplăcut, a dus în final acolo sfârșește viața într-un azil, familia pe undeva o vrea uitată. Mulți specialiști spun că a fost pe undeva și reacția unei familii care nu-și dorea o fată care să-și trăiască așa cum își dorește pasiunile, să expună și pe undeva să stârnească scandal. De aceea a fost așa pusă... Era oaia neagră, cum s-ar zice. Oaia neagră, da. Da. A fost un destin tragic, din păcate. Care vorbește mult și de faptul că au fost greu acceptate femeile artiști și mai ales femeile, vedeți, ea făcea parte dintr-o, să spunem așa, clasă de mijloc, o familie absolută onorabilă, a fost foarte talentată, de aceea a fost și susținută de tatăl ei, dar în final mama a fost cea care a zis că a aruncat, să spunem așa, rușinea asupra familiei. Când începe cursul dumneavoastră? Ne fascinează toate aceste povești despre Începe pictorițe. Mâine începe la Fundația Calea Victoriei. L-am gândit tocmai ca o incursiune în istoriile doamnelor de altă dată. Vom vorbi numai punctual de niște artiste celebre, ci și în general de statutul femeii de-a lungul istoriei europene. Ne-am gândit pe undeva să îmbinăm două aspecte, un aspect istoric și un aspect artistic, și mai ales să vedem cum au evoluat destinele feminine în istoria Europei. Foarte frumos subiectul. Felicitări pentru acest curs. V-aș asculta ore întregi și nu m-aș sătura. Vă mulțumim tare mult, o plăcere de fiecare dată să intrăm în direct și mulțumesc, vă mai așteptăm. Vă mulțumesc. Nu mai bine. Mulțumim frumos. După cum știți, accesul la Facebook a fost interzis pe teritoriul Rusiei, la fel și la platformele Twitter și YouTube. Ce înseamnă asta din punct de vedere al marketingului digital? Ne povestește Anca Dobrescu, specialist în marketing online. Bun venit, Anca! Bine te-am găsit, bună ziua! Ce interesant, nu credeam că se va întâmpla așa ceva vreodată. Ce se întâmplă în acest context când, practic, aceste unelte, da, folosite atât de mult de antreprenori, practic sunt acum inutile?
Sunt inutile doar pentru o parte, și anume partea de est, mai mult decât pentru partea de est. E o perioadă de angoasă generală, de frică, de anxietate, și este absolut normal să fie așa, sunt reacții umane, firești. Trebuie să înțelegem că se poartă un război informatic, pentru că informația este cea mai puternică armă. Da. Și aș vrea să spun de ce se întâmplă acest lucru. Există o predispoziție cognitivă. O predispoziție cognitivă înseamnă o iluzie mentală, o eroare de logică, care, și anume, în acest caz, este vorba despre iluzia adevărului sau efectul adevărului, prin care, în momentul în care ești expus în mod repetat la aceeași informație, o consider pe aceasta ca fiind adevărată. Așadar, cu cât vezi mai mult o informație, cu atât ești dispus să o accepți ca fiind corectă și validă. Bineînțeles că platformele de socializare au fost foarte multă vreme acuzate că promovează conținut toxic, că deformează monopolul, adevărul, exact, da, că deformează adevărul, că nu respectă intimitatea utilizatorilor. Împrăștie fake news. Exact, împrăștie fake news. Neverificate, da. Informații neverificate. Iar acum este o oportunitate unică pentru ele de a-și spăla cumva imaginea și de a arăta și partea pozitivă a marketingului digital și a digitalizării lumii. Ceea ce se întâmplă, pentru că sunt multe lucruri care trebuie menționate, în afară de faptul că, într-adevăr, există o cenzură și de o parte și de alta, care poate fi bună sau rea, fiecare trebuie să decidă. În schimb, de exemplu, Ucraina a reușit prin Twitter să obțină criptodonații în valoare de 10,2 miliarde de dolari și chiar a reușit, cred că, 2 milioane de dolari prin vânzarea unui NFT. Adică, iarăși, este un pas înainte. Apropo de ceea ce spui, s-au observat așa strategiile fiecărei țări. Apropo de Ucraina, ce spuneai și tu, a fost foarte prezent așa pe rețelele de socializare. Sunt filmulețe care s-au viralizat și care arată ce se întâmplă acolo, live-uri, am văzut live-uri, bineînțeles. Pe de cealaltă parte, Rusia a tăiat complet accesul la aceste platforme, a impus cenzura și așa mai departe. Deci, iată, sunt două strategii aflate la pol opuși. Exact. Până la urmă, despre asta este vorba, despre est și despre vest. Sunt niște valori pe care fiecare și le-a asumat. Însă, din punct de vedere al accesului la online, acesta ar trebui, din punctul meu de vedere, să fie cât mai puțin cenzurat. Pentru că, ca să înțelegeți puțin și despre Rusia, pentru că se vorbește foarte mult despre Facebook, despre YouTube, Rusia are o populație de aproximativ 144 de milioane. Însă doar 8,6 milioane de ruși sunt pe Facebook. În România, de exemplu, la o populație de 19 milioane, sunt 10,8 milioane în ianuarie 2022. Deci impactul da, e mult mai mare la noi, de exemplu. Mai mare da. La noi. Da. Dar Rusia stă foarte bine la Instagram, 60 de milioane, la YouTube 108 milioane, Twitter mai puțin. Așadar, ceea ce a spus Anonymous pe Twitter, și anume să începem să dăm recenzii false la anumite locații pentru a le explica rușilor ce se întâmplă, este o armă pe care o poate folosi oricine. Da, uite, în acest război, da, informatic, să-i spun așa, cine are de pierdut? Cum comunică brandurile, de exemplu? Toată lumea are de pierdut. Nu cred că este cineva care să aibă de câștigat, din păcate. Doar că am citit într-o carte o metaforă, nu mi-aparține. Când vine iarna, unele persoane îngheață de frig, iar altele își pun schiurile și snowboard-ul și sania și se distrează. Putem să ne speriem, putem să oprim o perioadă comunicarea, pentru că este normal, mai ales când a fost imediat după ce s-a întâmplat, pe 24-25 februarie, nimeni nu mai comunica, pentru că toată lumea era atentă la știri, la ce se întâmplă, la informații, și nu avea nimeni timp sau dispoziție să consume conținut comercial. Doar că asta nu înseamnă că trebuie să tai orice comunicare,
pentru că firmelor, mai ales din România, le frică de recesiunea economică, în condițiile în care venim după 2 ani de pandemie și nu a fost ușor pentru nimeni. Dar dacă pandemia ne-a învățat un lucru, este faptul că trebuie să te redresezi rapid, să te adaptezi la ceea ce se întâmplă în piață, pentru că altfel poți să pui lacătul la ușă destul de rapid. Cum s-ar schimba, de exemplu, comunicarea în cazul brandurilor care folosesc în continuare aceste canale? Cum își vor modifica ele strategia? Ar trebui, în primul rând, să dea exemplu de empatie. Brandurile sunt conduse de oameni, există echipe în spate, există angajați, clienți, clar trebuie empatie și nu trebuie să fie pur și simplu surde și oarbe cu ceea ce se întâmplă în jur. Adică continuă să comunice ca și când nimic s-ar fi întâmplat sau să oprească de tot comunicarea. Aceste două variante sunt greșite. Este bine să își adapteze limbajul. Și prin simplu fapt că demonstrezi solidaritate, demonstrezi empatie față de ceea ce se întâmplă, este un plus. Practic îți arăți fața umană ca brand, iar toată lumea poate să se atașeze de tine. De asemenea, trebuie să te înconjuri de exemple pozitive și să te comporți ca și când toată lumea se uită la tine. Nu trebuie să dai un exemplu negativ și aici pot să dau un exemplu foarte recent, și anume o firmă de pariuri sportive a întrerupt colaborarea cu un fotbalist care a avut o declarație nefericită în legătură cu un lider cecen. Este absolut normal în acest context, în această situație, ca brandul respectiv să decidă rezilierea contractului. Trebuie de asemenea, poți să și ajuți, poți să creezi o campanie proprie sau să te asociezi, să dănezi o parte din profit, o parte din vânzările viitoare. Fiecare poate să facă ce consideră și modul în care consideră de cuvință. Adică nu toată lumea poate are capacitatea să ajute la fel de mult cât și-ar dori. Trebuie să dai și oarecum o doză, să inspiri o doză de optimism, pentru că tuturor ne este frică, toată lumea are o anumită anxietate, griji, angajații se gândesc la locul de muncă, clienții se gândesc la capacitatea pe care o vor mai avea de cumpărare, mai ales că în perioada aceasta totul se duce în sus, ca și prețuri. Da? Așa este. Și o perioadă în care trebuie să încerci să testezi, să vezi ce funcționează cel mai bine și să mergi pe direcția respectivă. În cazul acesta apar întrebările, ok, mai investesc în marketing online sau, nu știu, mai ajustez un pic bugetul? Se poate ajusta și bugetul. Mai ales că sunt multe branduri care nu mai vor să mai investească. Dacă, mă rog, mulți dintre competitorii tăi nu mai investesc în marketing, înseamnă că prețurile vor lua în jos, iar costurile de publicitate vor scădea. Sunt mai multe direcții care trebuie atinse aici, și anume toată această angoasă și anxietate afectează comportamentul consumatorului. Nu s-au făcut foarte multe studii, dar cele care s-au făcut din 2008 și 2009, că cele din 1950 nu mai sunt valabile în societatea de astăzi, demonstrează faptul că stresul și anxietatea afectează și transformă comportamentul consumatorului într-unul impulsiv, compulsiv, etnocentrist, mai patriotic și chiar cu foarte mare atenție la preț. Reclamele plătite nu mai influențează atât de mult decizia de cumpărare, pentru că orizontul de decizie este setat pe prezent, nu pe viitor sau pe trecut, dar funcționalitatea și prețul bun vor vinde mereu. Aceste tendințe sunt pe termen lung. Un brand ar trebui, într-adevăr, să fie atent la promovarea plătită, adică să iasă în față cu ofertele de preț, cu reduceri, cu acele produse care au un raport calitate-preț excelent. Ar putea de asemenea să meargă foarte mult pe zona de funcționalitate și de utilitate. În situații grele nu suntem singuri și cel mai bine și cele mai frumoase lucruri se întâmplă atunci când branduri complementare își unesc forțele. De exemplu, să spunem că o companie care vinde materiale de construcții poate să colaboreze cu un producător de vopsele și să aibă niște webinare gratuite sau niște
live-uri pe Facebook, pe YouTube, care să prezinte anumite tipuri de vopsele, care este rolul lor, pentru că e clar, se va merge foarte mult pe tendința do-it-yourself. De fiecare dată când există o problemă economică, do-it-yourself are de câștigat. Da, normal, pentru că vrei să economisești exact. din resurse și zici, ok, pot să o fac și singură, n-am nevoie de ajutorul altcuiva. Te reconfigurez. Așa este, da. Poate de asemenea un brand să meargă pe conținut complet, util, funcțional. Am spus acest lucru și, de asemenea, poate să meargă pe valorile care sunt acum universal valabile și care, practic, reprezintă umanitatea, libertatea, pentru că atunci când porți o rochie, poți să ai libertatea de a spune nu unui regim, când porți ținuta, în general, da. Poate să spun acest lucru. La fel și do-it-yourself, zona asta, când pur și simplu iei ceva și faci singur, nu mai aștept să vină altcineva. Toate aceste valori umane, empatie, solidaritate, putere feminină, masculină și puterea spiritului uman, de fapt, pot fi exploatate. Este o greșeală să te oprești definitiv. Chiar este o greșeală pentru că, mai ales în perioada asta, consumatorii uită rapid, concurența de-abia așteaptă și este o perioadă care va trece. Crezi că vor apărea, nu știu, modalități noi de a comunica, având în vedere, iată, impactul asupra rețelelor de socializare? Sunt, mereu apar modalități noi. Dacă în urmă cu câțiva ani contau foarte mult pozele și textele, acum contează mai mult videourile, contează și videourile scurte. Dacă sunt de impact. De impact. Da. Chiar YouTube Shorts, TikTok, chiar și pe Instagram, Reels-urile sunt mult mai de impact. Fiecare generație și fiecare nevoie umană creează niște metode noi de a comunica. Acum, bineînțeles că există și metaversul și Snoop Dogg, despre care se tot vorbește. Despre care se tot vorbește. Da. Snoop Dogg și-a cumpărat deja o casă și foarte multă lume vrea să-și cumpere, să fie vecin cu Snoop Dogg. Și tu cum vezi, tot acest trend cu metaversul? Metaversul este foarte popular în Asia deocamdată, adică există branduri care au investit acolo și care, ce înseamnă metavers? De fapt, înseamnă o experiență digitală la puterea 100. Tot încearcă să imite foarte mult experiența reală, doar că în online, online virtuală, și, da. Mă rog, cu ajutorul realității virtuale, dar este foarte mult până departe. Adică nu aș recomanda nici unui brand la să-și început de drum acolo. Sau care este la început sau chiar și unui brand puternic să-și facă reclamă atât timp cât nu are interese în piața asiatică, unde s-a observat o tendință a genului feminin către metavers. Suntem pe o cale, vedem unde ne duce. Crezi că vor fi afectate brandurile pe termen lung de această situație și de tot ce se întâmplă între Ucraina și Rusia? Unele branduri vor fi afectate, dar și sunt lucruri pe care nu le poți controla. Oricât de mult ți-ai dori, poți să ai strategia de marketing perfectă, poți să ai o strategie de management și de management al riscului. Politically correct. Poți să fii afectat, dar este o rază de speranță. Foarte multă lume uită că cele mai mari firme au crescut nu într-o perioadă de avans economic, de avânt, nu, într-o perioadă de recesiune. Și pot să vă dau și câteva exemple. Toyota, în timpul crizei energetice din Statele Unite, în 1971-1975, cam pe acolo, a investit puternic, iar în 1976 a devenit principal importator de autovehicule din Statele Unite. La fel, în anii 90-91, Pizza Hut a continuat să facă o comunicare inteligentă și a reușit să crească cu 61%, în timp ce McDonald's a scăzut cu 28%. Sau Amazon, în ultima criză pe care o cunoaștem, 2008-2009, au crescut cu 28%, au lansat Kindle, deși toată lumea spunea că nu vor reuși. Deci este, bineînțeles,
există oportunități. Atâta timp cât există o viziune și un plan foarte bine pus la punct, sunt mai multe șanse, dar atâta timp când nu faci nimic, nu are cum să meargă mai bine. Bine, și mai era un brand de motociclete italienești, știi prea bine că a reușit dintr-o fabrică de avioane să facă niște motociclete și uite că în vremuri de criză găsești soluții noi. Despre asta este vorba și asta ne-au învățat acești ani. N-am vrut să învățăm the hard way, cum s-ar zice, dar uite că trebuie să ne adaptăm. Mă gândeam la faptul că s-au retras foarte multe companii din Rusia. Unele au rămas în continuare acolo. Mai sunt câteva nume mari care au rămas acolo. Crezi că își vor atrage, să zicem așa, hate din partea celorlalți? Aici fiecare consumator poate să decide pentru sine însuși. În general, aceste lucruri nu se văd imediat, se văd pe termen lung, pentru că deciziile pot fi corecte sau incorrecte, atât câtă vreme rezultatele susțin viziunea. Din punctul meu de vedere, există oportunitate și nu e vorba despre cinism, că dacă toată lumea nu ar mai face nimic și și-ar pune mâinile pe piept și ar aștepta să vină cineva să ne salveze, economia s-ar duce în jos și toată lumea ar avea de suferit. Este o perioadă în care te poți uita să vezi ce nu se mai produce, pentru că am tot văzut articole și există o grămadă de informații în online despre ce se producea în Ucraina și în Rusia și mai mult decât atât, că vin oricum foarte mulți refugiați ucrainieni, se pot deschide tot felul de linii de producție aici. Bineînțeles, exact. Nu peste noapte, dar se pot reloca o parte dintre industrie, companii se pot reloca aici. Acum, nu poporul rus este de vină pentru tot ceea ce se întâmplă. E o mână mică de oameni care decide, pentru că Putin nu a fost ales în mod democratic și așa cum am menționat la început, când auzi același lucru, crezi că într-adevăr este corect. Noi ținem minte că am fost și noi în această situație. Așa este, Anca, îți mulțumesc tare mult pentru această analiză și te mai invităm cu mare drag să mai povestim, să vedem ce se mai întâmplă în marketing, în marketingul digital, mai ales în vremurile pe care le trăim. Îți mulțumim tare mult. Și vă mulțumesc, că zi bună. Dragii mei, vreau să vă recomand acum o rețetă delicioasă de la mâncare cu savoare, o tocăniță. Priviți! Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Claudia și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună tocăniță de legume cu soia cubur. Soia este un înlocuitor de carne, foarte bun la gust și perfect pentru mâncărurile de post. Haideți să vedem de ce avem nevoie și cum vom proceda. Avem nevoie de 100 de grame de soia cubur și legume pe care le avem noi prin frigider. Ardei, ceapă, ciuperci, morcov, o conservă de roșii cuburi în bulion, 100 de mililitri de ulei, piper, sare și o legătură bogată de pătrunjel. Pentru început, punem aproximativ 2 litri de apă la fiert, în care adăugăm o linguriță de sare, adăugăm și cuburile de soia pe care le lăsăm să fiarbă conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Între timp ne ocupăm de restul ingredientelor. Tocăm ceapa mărunt. Când este gata, o punem deoparte într-un bol. Dăm și morcovul pe răzătoare. Mie îmi place să-l tai rondele. La final îl punem și pe el într-un bol, în așteptare. Tocăm și ardeii, la început în fâșii, apoi în cuburi. Îi punem și pe ei deoparte. Apoi tocăm ciupercile, tot cuburi. Când este gata, o punem deoparte într-un bol. Și mai avem doar pătrunjelul de tocat. Și avem gata toate ingredientele pregătite. Aceasta este combinația de legume pe care am avut-o eu în casă, dar nu este obligatorie. Puteți să folosiți și vinete, și dovlecei, cu sau fără ciuperci.
Între timp, soia s-a fiert, o punem într-o strecurătoare și cu ajutorul unei linguri presăm pentru a elimina surplusul de apă. Acum trecem la prepararea tocăniței. Într-o cratiță, pe foc mediu, punem întâi uleiul, adăugăm apoi ceapa, amestecăm și o lăsăm să se călească pentru aproximativ 2 minute, până se înmoaie. După cele 2 minute, adăugăm ardeiul tocat, amestecăm, adăugăm și morcovul rondele, adăugăm și sare după gust . Punem capacul și lăsăm la înăbușit pentru aproximativ 5 minute. După cele 5 minute și morcovul s-a înmuiat puțin, adăugăm și ciupercile, amestecăm . Punem din nou capacul și lăsăm să fiarbă înăbușit pentru aproximativ 30 de minute. Dacă vedeți că ciupercile nu au lăsat lichid cât să asigure înăbușirea, puteți să picurați puțină apă. După cele 30 de minute, legumele sunt bine pătrunse. Adăugăm cuburile de soia. Cuburile de roșii în bulion, amestecăm și mai lăsăm să fiarbă înăbușit pentru încă aproximativ 10 minute. Dacă vă doriți ca tocănița să aibă mai mult sos, puteți să mai adăugați puțină apă. Și tocănița este aproape gata, o gustăm, o potrivim de sare, adăugăm și piper după gust. Închidem focul, adăugăm pătrunjelul tocat, amestecăm și este gata! Miroase foarte bine și are un gust grozav. Mi s-a făcut tare foame, așa că îmi voi pune o porție și abia aștept să mănânc alături de doi castraveciori la oțet. Poftă bună, dragilor! Aceasta este propunerea de astăzi, sper să vă placă și să o încercați măcar o dată.